Bună dimineața, nucilor de cocos! Astăzi a venit Moș Nicolae. Carolina este foarte încântată pentru că ea și-a pregătit papucei. A venit! Asta e că a venit Moș Nicolae? Vrei să vezi ce ți-a adus, Iubita? Nu ți-a mai adus încă o suzică, ai destule. Hai să vedem ce ți-a adus. Cobor cu mami? Să verificăm papucei dacă i-a umplut? Că se pare că ți-ai pus o grămadă de papucei, haide! Hai să vedem, iubita! Hai la mami, ca să mergem la Moș Nicolae să vedem la papuceii tăi! Hai să vedem papuceii dacă am primit ceva! O, iubita mea! Haideți să vedem ce ne-a adus Moș Nicolae! Eu sunt foarte curioasă! Ce-a adus Moș Nicolae? Ne-a picat Suzeta când am văzut! Ce e acolo? A venit Moș Nicolae pentru Carolina! Wow, ne-a adus cumva și un băț, Moș Nicolae! Carolina, ia du-te și vezi! Ea iubește mult papucii. Și iubita? Abia am reușit să-i punem în ordine, abia! Carolina, uite, acolo ți-a adus Moș Nicolae! Ia vezi, ce-i în cutia aia și ce-i cu bățul ăla? Ce-i ăsta? Pentru Carolina! Uite așa! Ăsta este băț, iubita, că tu ai fost cu minte. Asta este noua versiune de băț pentru copii cu minți doar. La anul să-i luăm papuci, că văd că asta-i place. Da, la anul, iubita, Moș Crăciun și Moș Nicolae să aducă mai mulți papuci. Cum? Cum folosește Carolina bățul de la Moș Nicolae? Ia să-l vedem. Te ridici? Așa, ridică-te. Bravo! Și cum merge Carolina cu acest băț? Wow! Ia uitați cum! Bravo! Ia să te vedem! Wow! Mulțumim, Moș Nicolae! Oh, oh, oh. Asta e cea mai tare, cel mai tare băț! Mamă, dar ce faine, ce se-i plac! Uite, sunt bucine aici! Papuci, da, papuci! Papuci! Carolina, dar pe lângă papucii tăi, ai și cadouri de la Moș Nicolae, vrei să le vezi? Carolina își pune singură câte un papucel acolo, vrei? Tu ai fi vrut să primești și papucei, că ți-ți plac mult papucei. Își pune singură cadou acolo, oameni buni. Oh, ce mi-e drag de ea. Dar știți ce face ea? Ea face curat, ea pune totul la loc. Că așa a învățat-o mami, să pună la loc. Bravo! Este adorabilă. Carolina pune la loc acolo papuceii? Iubita, hai să vedem ce ne-a dus moșul. Moș Nicolae, iubita mea. Iubirea lui mami. Hai să vedem că eu mai pot de curiozitate, Carolina. Toate astea sunt pentru tine. Ia. Pentru Carolina. Ce e aici? Ce ai luat acolo? Ce ai luat, Carolina? Oh, ce deștepte moșul. De la bunici, da. De la Moș Nicolae bunici. La Moș Nicolae bunici. Și Moș Nicolae părinți. Și aici Moș Nicolae părinți. Mamă, ce gălăgie face asta, trebuia să deschidem ultima ca să putem să facem video. Deci ce a primit aici un set de... Cum se cheamă chestiile astea? Se cheamă set de făcut gălăgie. Asta e recomandat la copii. A, tobe se cheamă, se pare. Și o să fac ca una așa. Ciuc, 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 ciuc. Mulțumim bunicii, dar părinții vor liniște. Chiar cunoșteam pe cineva care a primit o trompetă de jucărie și după aceea, după două zile, i-a aruncat-o părinții, cândva tot, fiecare zi, tom, tom, tom. E important e ca Carolina să fie fericită și cred că o să fie foarte fericită cu aceste tobițe. Oh, ce fain! Ce e asta, iubita, îl deschide? Din asta am vrut să iau eu. Da? Că asta este un fel de pian care mergi pe el, nu știu ce exact ce face, luminește sau face ceva ca ea să meargă pe el. Și covoraș. Poate și cântă. Da! Carolina este la pauza de biscuite. Și între timp și-a deschis aici un cadou de la Moș Nicolae și vrea să-l citească în timp ce papă. Ia uite, Moș Nicolae mătușica, uite aici. Uite ce ți-a adus, ce poveste frumoasă! Cu nastera lui Isus, da! Aia e Fecioara Maria și cu Iosif. Ia uite ce carte cute are Carolina cu animăluțe! Mamă, aici e o carte cu animăluțe. Deci Carolina este fascinată după cărți. Are deja biblioteca ei. Invers, invers, da. Invers. Așa, uite așa, așa. Uite, aici este fazanul și aici este preferița. Mai vrei? Uite aici ce avem, iubita. O jucărie care o să-ți placă foarte, foarte mult. O scoate tati de aici, așa, dacă poate. Ia să vezi. Wow, minge! Și nu orice minge. Minge! Cântă și dansează, să nu arăși pe jos, că... Uitați! Îi place! Mamă! Dar tu ce cauți cu
cu Suzy. Dă Suzy jos la mami. De lui tati Suzy. Așa. Bravo! Uite, Moș Nicolae ți-a adus o minge care vorbește. Și apeși pe butoane, zice lucruri diferite. Pisică. 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 Învățăm. Ce că asta ține copii ocupați. Și uite-te. Bucuruza! Wow, am pornit! E fascinată. Bate palma, tati! Bate palma, moșule! Așa, așa. Așa, îi place, așa. Pătrat. Îți place? Place mingea? Hai să mingea, vedem. Haide să mai vedem. Ce a mai adus moșul? Ce mai se află acolo în cutia aia? Hă? Ia să vedem noi. Ce mai scoate tati? O telecomandă. Pentru Carolina de la Moș Nicolae. Ia, pasă pe ea. Butonește. Wow. Se uită la televizor. Dacă se aprinde, că e obișnuită să se aprindă televizorul. Știi ce apreciez la telecomanda asta? Ne. Moșul s-a gândit bine, să nu fie dintre aia care are sunet mare, frate. Mamă, avem niște jucării, zici că e discotecă, deci când le pornești... Punem scotch și bandă izolatoare pe ele. Îi place! Uitați, acesta este. Uite, și-a singură, și-a singură. Ce vede aici? Ia uite! Carolina e curioasă! S-a prins ea că de acolo vin bunătățile. Ia uite, un set de mașinuțe, că n-ai destule mașinuțe. Așa face mașinuțele, așa fac. Se le deschizi? Îl dai lui mama să deschidă? Știi că mami se pricepe cu deschisul? Da, mama nu se pricepe cu deschisul, mami rupe tot. Mama nu prea se pricepe cu deschisul, tati se pricepe. Deschide tati? Deschide tati? Ia. Haide că-i dă lui tati. Ia, da, lui tati să deschidă, da, hai. Da, da. Tati, deschide, tati, deschide. Ia să vedem. Ia, cum deschide tati acolo? Uite, așa frumos, ca să le ia așa frumos. Ia uitați-vă. Wow! Servește-te, stai. Ușor. Oh. Au căzut toate mașinuțele pe jos. Ia, uite. Ia două mașinuțe. Deci sunt atâtea de drăguțe, sunt colorate. Moșul a știut că Carolina îi plac foarte mult mașinuțele. Avem multe mașinuțe. Se pare că îi place și ambalajul. Deci avem la colecție de mașinuțe din astea. N-ai mai avut mașinuțe neagră! Wow! Și sunt destul de calitative, pe cuvântul meu, din fier. Ce faine sunt, moșule! Deci, efectiv, ca fetițe îi plac foarte mașinuțele și majoritatea fetițelor, și am văzut și în parc, preferă mașinuțele. Da, dar și eu când eram mică am avut o colecție de vreo 20 de mașinuțe dintre astea și nici acum nu o să le uit. Aveam și de poliție și erau șmechere. Fix așa erau. Îți plac, iubita? Da! Că jos, că a trebuit să mai schimbăm puțin jucările. Vedem ce mai e pe aici? Mai dă tati e ceva? E foarte curioasă să văd. Mai e ceva pe acolo? Mai e ceva pe acolo? Imea scoate tati ceva. Mai e ceva? Ce scoate tati acolo? Ce cadou mai scoate, tati? Deci, un cadou, dacă nu ai Peppa Pig cadou, nu ai cadou. Ia uitați-vă. Uite, Peppa Pig pentru Carolina să învețe ea culorile. Este un fel de puzzle care îți arată o pată de culoare și un anumit obiect care este de aceeași culoare și tu să le pui acolo. Ei plac foarte mult cartunașele. Știe deci câteva culori și vrem să le știe pe toate. Da, iubita, o să ne jucăm? Desfacem? Era o mașină aici! Wow, dar ce cu minte este Carolina aici să stea? Unul dintre lucrurile ei favorite, Pop It! Ia uite cum a luat-o, să vezi cum apasă! Ia uite! Stai că ea vrea să le întoarcă pe partea cealaltă! Stai, scoate-te! Dacă ar ști cum le întoarce, le termină pe parte, le întoarce pe cealaltă! Poftim. Uite, un Pop It mare! Și începem! Unu! Deci e topită după popituri! Și este și în formă de brăduț! Doi! Îți place? Îi plac foarte mult. De exemplu, dacă o lași uneori pe Pop It, stă și 20 de minute numai tâc-tâc și o întoarce. Tâc-tâc-tâc. Da. Chiar într-o seară, până să doarmă, a luat cumva din întâmplare cu ea un Pop It și nu i l-a mai luat, l-a lăsat cu ea. Și era aproape adormită, s-a mai trezit puțin, a mai făcut două buline între astea și după aia s-a pus înapoi. Și pe mine nu m-a lăsat timpul ăsta, nu stinge până la o parte, ei numai ea face. Și la un moment dat s-a prins, pentru că Pop It-urile astea pe o parte când le faci, sună mai fain, mai tare decât pe cealaltă. Și la un moment dat s-a prins și nu mai avea răbdare, făcea doar două treișime de a le întoarce partea cealaltă. Da, uite, și acum faceți la fel. Bine, iubita. Așa, punem aici, să ne mai jucăm mai încolo cu el. Pentru că îți plac așa de mult Pop It-urile, ce zice de un brad mai mic, al lei pe drum? Ăsta e Pop It pentru mașină! Trebuie jucării și în mașină. Trebuie să luăm un Pop It în mașină. Ține de tati. Deci, cum de nu ne-am gândit până acum să luăm un Pop It pe mașină? Asta este Pop It de mașină, brad de mașină. Trebuie, pentru că pe mașină, după ce se uită pe geam, vrea să facă ceva, să se joace.
Îi mulțumim moșului, dar cred că moșul mai are niște chestii. Mai sunt, mai sunt. Mai vedem? Nu. Două cărți. Cărți. Adoră cărțile. În momentul de față, cartea favorită este cenușăroasă. Aici mai avem Mica Siren și Albă ca zăpada. Wow! Uite, tati, vrea să le desfaci, că sunt sigilate. Velu, tati. Desface tati, da? Deci asta este Albă ca zăpada și cei 7 pitici și arată pe spate că mai sunt mai multe. Wow! Mai sunt. Eu sper că le avem pe toate până la final. Uite cealaltă, uite cealaltă. Uite, Mita, asta este Albă ca zăpada și cei 7 pitici. Uite, fetița, Albă ca zăpada și aici e oglinda. Și lumânări, vezi? Ce lumânări are aici? Wow! Și uite cum se uită fata asta în oglindă ca să vadă dacă e frumoasă. Uite! Și prințul! Da, și o să o citim noi pe toate și o să o învățăm. Uite-o pe împărăteasă! Tati vrea să o desfaci pe asta la altă. Este Mica Sirena. Wow, am citit și eu Mica Sirena când eram prin, nu știu ce, clasa a treia. Cred că și mi-a plăcut foarte tare. Da, acum Carolina o să citească până are un an și 4 luni. Bine, eu citești tu, dar... Eu citește mami, da! Stai că ea n-are răbdare! Ia să vedem că ea nu are răbdare să vadă cum este această carte. Uite, Mica Sirena, prințul Sirena... Nu, foarfeca, foarfeca nu ei. Tot vrea... Nu-ți dă tati foarfeca, foarfeca nu e pentru tine, știi că nu-ți-o dă tati. Foarfeca e a lui tati, ea vrea popitul. Te cred și eu și mie îmi place popitul. Uite, punem popitul aici. Carolina, dar ce cu cartea asta foarte, foarte, foarte mare? Wow, ce carte! Mamă, Carolina, uite ce carte mare, cu cât de multe lucruri, cu animăluțe, cu tot la fermă. Wow, cum îți place ție? O să învățăm toate lucrurile din cartea asta. Varză, așa e tractorul. Tractorul, da, și pisica pe acoperiș. Și bicicleta. Uite, nenea pe bicicletă. Și căluțul. Aici avem încă o carte, poate vă o să vă arătăm separat despre este cu pompieri. Noi între timp i-am dat un biscuit Carolinei, deoarece este mega pofticioasă și când am văzut mărul de la Albă ca zăpada, i s-a făcut foarte poftă. Zgomotele astea că e bun. Da. De asta face. Asta este cântecul delicios. Avem aici o carte despre prințese. Ia să vedem. O desfaci, tati? Wow, uite Carolina. Deci în primul rând știi că e pentru prințese pentru că este roz, da? Dacă e roz e pentru prințese. Și Carolina este regină. Wow! Da. Wow, uite și ăștia papa aici, uite câte farfurioare și pahare. Și aici ține o pisică în brațe, vezi? Da, wow, dar asta este un fel de evandaia, uite. Uite cum prepară acolo mâncarea. Cărțile astea cu mâncare sunt foarte bune atunci când ai copilul la masă. Pentru că ea este atât de pofticioasă încât atunci când vede în carte că cineva mănâncă sau o farfurie, vrea și ea. Da, cărțile astea nu se citesc înainte de nani, că ne apucă iarăși foamea. Ia uite, wow, uite, papă și Carolina cum papă oamenii ăștia, vezi? Doamne, dar ce carte lungă, nu mai așteptam să fie așa de șmecheră. Și pe partea cealaltă, wow, eu n-am mai avut o carte din asta. Niam, niam. Wow, dar ce a mai adus aici moșul? Repede vine, uite cum vine repede. Ce a mai adus aici moșul pentru Carolina? Ăsta l-a luat tati de la un târg, a fost foarte, foarte ieftin. Este second, dar este foarte bun. Am observat că jucările foarte repede le... Da, ia uite ce șmecherie. Aici poți să deschizi toate astea, iubita. Sincer, cred că o să fie preferatul ei. Și aici se pare că poți să pui forme, da. Ai forma asta, da, iubita. Și o pui, o pui deasupra, o pui aici deasupra. Aici, da, o pui. Cum uite, o pui? Așa. Opa. Așa o pui. Wow, cum a pus tati acolo. Și pe partea cealaltă, iubire, are alte lacăte. Wow, tati, ce șmecherie. Și cheie, are și Carolina cheia ei, da. Aia îi place mult. Cheile o să ți le leg, că na, tu le duci prin casă, le pierzi. Da. Uite cum tu ași de cheie, lasă cheia eu a tati, dar îți deschide ușa, dacă știe tati. Ia așa. Să vedem. Wow, deschis tati, wow, ușa. Wow, și Carolina a găsit acolo o minge. Și pune minge aici, pune aici mingea. Pune, uite, pe deasupra aici, ca să cadă înăuntru. Așa, bravo! 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 Seama și de musa. Și aici avem triunghi. Uite, dacă deschidem asta, vei observa că aici avem altă formă. Deci jucăriile nu trebuie neapărat să fie noi ca să producă bucurie la copii, din câte văd eu. Asta îi place parcă cel mai mult dintre toate. Închide ușa închisă și ușile închise, desigur. Așa, și pune uite aici. Aici, iubire, pătratul. Uite așa, punem aici ca să se închidă. Așa. Vezi? Și aici e pătratul, triunghiul, iubita, pune triunghiul aici.
Adică e problemă cu ușile, că deci adoră ușile, adoră ușile, de când era mică, mică. Înăuntru. Bravo și închide ușița. Închide-o. Așa, închide-o. Închide-o! Dacă mai are treabă înăuntru, să-și ia jucăria. Și acum închide ușița. Stai, mai sunt jucării acolo, mai sunt jucării pe ei, stai puțin, că e treabă serioasă aici. Uite, mingea o pui aici, iubire, așa. Bravo! Bravo, și te rugi aici, pune aici. Așa! Te mai ajută puțin, tate. Acolo, intra dacă te portai puțin. Mamă, deci la jucările astea cu uși. La copii trebuie să lua jucării cu uși, că uite, nu știu, cel puțin pe toți am văzut că plac uși și fermoare. Și chei. Și chei, uși, fermoare și chei. Wow, genială jucăria asta. Acuia a fost, cred că s-a bucurat mult de ea înainte. Și acum e rândul Carolinei să se bucure de ea, da. Bravo, mulțumesc, moșule. Asta e cea mai faină. Te gândești cumva oare ce se mai află acolo? Ia, eu sunt curioasă să văd. Uite, ia, uite cum trage, uite cum trage. Ia, singură să vadă dacă mai e ceva. Hăinuțe. Ia, ce mai e? Oh, hăinuțe pentru Carolina! Hăinuțe pentru Carolina! Wow! Wow! Îți place? Ia uite ce ți-a adus moșul! Cum stau pe tine? Vai, dar ce frumos stau pe tine! Să vedem ce frumos stă pe Carolina! Wow! Cu mașinuță! Vrea să se încalțe, să se îmbrațe! Mai este o hăinuță! Mai este cu o hăinuță? Carolina, tu mai ai o hăinuță? Ia uite-te, o bluziță, cum stă? Ți-e frumos! Wow! Uite ce năsuc! Asta e bluziță cu năsuc! Uite, asta e năsucul! Ia uite! Da, este năsuc de ren! Și mai este un cadou foarte, foarte fain! Opa! Da, te-a dat pe spate toate cadourile astea, te-au dat pe spate cât de faine sunt! Wow, Carolina, dar ce e asta? Wow, ce e asta, Carolina? Ia uitați-vă, tablă de desenat! Exact ce-și dorea Carolina! Și să vă spun de ce. Tăticu are acolo pus la bucătărie ceva care desenăm cu niște markere carioci. Descrie care... noi listele de cumpărături. Da, și Carolina tot ni le măzgălește. Așa că i-a zis, haide să bucure și adună asta, așa asta va fi numai a ei. Vrei să ți-o ieși și să pleci să desenezi? Eu vreau să ia mașinuța. Ia mașinuța. Și se joace cu mașinuța. Wow! Carolina, îți plac mult papucei tăi, a? Da, vrei să te încalți cu ei? Ai reușit să te încalți cu vreo unul, nu cred, o? Vrei să te încalți cu șlapii? Îi mulțumim moșului Nicolae pentru că i-a adus Caroline atât de multe cadouri. Ia acolo la papuci. Când ești părinte, moș Nicolae ție nu-ți mai aduce nimic. Îi aduce doar copilului, așa că gata. Vine să-i pune un picioare. Vrei să-ți pună mami papucul ăsta? Dacă pune. Scrieți în comentarii ce ați primit voi de moș Nicolae. Ăștia sunt papucii pe care a purtat Carolina la ziua ei de un an. Dar deja ei sunt mici, nu mai vin. Dar sunt frumos, că sunt frumos. Nu mai vin, că piciorul și-a crescut, iubita. Ai, păstrăm așa ca amintire, uite, sunt mici. Le zici papa la lucile de cocos? Spune-le papa. Papa. Pa. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish